În ultima vreme putem să observăm că în industria de trap din România tot mai mulți trapperi se afișează cu foarte mulți bani, însă luxul nu se oprește aici. Pe lângă sume de bani cash la care mulți doar visează, aceștia se postează cu mașini de sute de mii de euro și cu vile prin București, însă unul dintre ei a dezvăluit sumele exacte pe care le face din muzică pentru a-și putea permite această viață, acesta fiind Albert Nebunu, așa că dacă vrei să vezi câți bani face Albert Nebunu, stai până la finalul clipului și nu uita de like și subscribe. Albert pare că a început să cheltuiască o avere în ultimul an, de la mașini, la ceasuri și chiar case, totul într-un timp atât de scurt, dar hai să o luăm de la început cu tot ce deține Albert, începând de la mașină, de fapt de la mașini, care mai multe. Prima lui mașină pe care a cumpărat-o a fost un Mercedes CLA simplu, nimic special, însă la scurt timp după a venit cu a doua achiziție, de data asta cu un Mercedes CLA AMG, acesta lăsând doar pe cele două mașini, fără să punem în calcul canamul sau alte ATV-uri și motociclete, în jur de 100.000 de euro. Beto este un pasionat de ceasuri, acesta vând două piese cu o valoare ridicată, lăsând și aici câteva zeci de mii de euro. Acesta se mai poate lăuda și cu casa pe care o deține. Însă hai să vedem dacă își poate permite din muzică toate aceste lucruri, dezvăluind cu exactitate cât a făcut din muzică în momentul de față. Acesta făcând un live pe TikTok în care a fost întrebat cu ce se ocupă, el răspunzând cu asta: business, business! După care arătând soldul banilor încasați pe YouTube de când face muzică. Nu este o sumă mică deloc, doar din vizionările de pe YouTube, în condițiile în care acesta a spus într-un podcast că a pierdut 20.000 de euro pentru că nu și-a activat monetizarea de la început pe canal. A pierdut 20.000! Însă oare să fie suficient pentru toate achizițiile pe care vi le-am prezentat?